În studioul nostru în această seară se află Alex Nechita, cea care era numită de presa mondială ca fiind micuța Picasso. Bună seara! Bună seara! De câți ani ai mai fost în țară? De 8 ani! După 8 ani în România, sunt așa de bucuros că în seara asta ești cu noi. Și eu, sunt așa de bucuros. Frumos. Eu mi-aduc aminte, am urmărit emisiunea lui Marius Tucă în America, a aflat de tine datorită lui Bill O'Reilly, ABC-ului, NBC-ului și rețelelor mari a Oprah. Dar în România, cred că cei mai mulți își aduc aminte de tine la Marius Tucă și o să vedem câteva imagini de atunci. Urmăream ceea ce spuneai pe finalul acestui interviu pentru emisiunea Oprah, și anume că e totuși foarte interesant faptul că nu ți-ai pierdut busola, nu? Pentru un copil care avea așa un boom, la 10 ani, să reușească să vândă tablouri cu niște sume exorbitante și să fie aclamată de o planetă întreagă, puteți să-ți pierzi busola. De ce crezi că nu s-a întâmplat asta? Absolut, ar fi fost extrem de ușor. Și, de fapt, nici nu cred că avea de-a face cu prețurile la lucrări, că eram prea mică ca să fiu conștientă de ce a însemnat numerele astea. Pentru mine a fost atenția care a fost extremă și venise ca o furtună, cu o viteză imensă. Și asta am menținut o atitudine normală și grateful datorită părinților mei. Asta n-are absolut nimic de-a face cu mine. Asta e pur și simplu din cauza că ei s-au ținut de mine și la fel și cu bunica. Au ținut extraordinar de mult la ideea asta de a menține o viață normală pentru mine în primul și în primul rând și de a întotdeauna să mă amintească că nu-i nimeni la piciorul meu și că trebuie să fac eu ce am nevoie să fac, să mă ocup eu cu ce vreau și diferențele pe care le vreau să le am și să le creez. Deci asta este absolut datorită lor. N-am nimic de a face cu chestia asta. Prima întrebare și primul răspuns era ca să vadă și toată lumea cum vorbești românește. Vorbești foarte bine. Mulțumesc. Ai plecat la 2 ani de zile din România, nu? Un an jumate. Un an jumate. Da. N-ai niciun fel de amintire de atunci. Nu, de atunci n-am nicio amintire, dar pentru mine a fost și rămâne una dintre cele mai mari priorități să mențin legătura asta cu cultura și identitatea mea românească, adică rădăcinile mele sunt de aici și cu toate că fetița mea e născută în state, vorbește românește perfect, vorbește muzică românească ascultă, mâncare românească, eu mă chinui să o gătesc, dar cu ajutorul lui mama. O să vorbesc pe mâncare pentru că ai făcut un blog de mâncare, l-am descoperit. Da. L-am descoperit. Știi să faci mâncare românească? Da, o sun pe mama și stau la telefon cu ea non-stop cât amestec în tigaie, dar mă descurc, da. Am auzit astăzi o conversație între tine și mama ta la telefon și am văzut că vorbeați în românește. Da. Vorbești cu familia în românește? Numai în românește, da. Soțul tău nu e român? Nu este, din Ucraina. Din Ucraina. Da. Ai învățat tu ceva din limba lui sau el a învățat românește? Amândoi, am învățat un picuț de la fiecare. O să vedem câteva imagini cu soțul tău și acasă la tine. Dar povestește-ne, toată lumea, probabil acum când o să te vadă, nu? Când ai venit în România, o să duci la Vaslui, o să duci acasă și când o să vadă rudele, o să spună, vai, Alexandra, cât de mare te-ai făcut! Ne-am mai văzut între timp puțin, deci am mai avut oricum, ocazie. Oricum, poate că vei găsi dintre rudele care nu te-au văzut. Pierdute! Și o să te întrebe, ce ai făcut, mamă, de când nu te-am văzut? Cum le vei povesti ce ai făcut tu de când a fost boom-ul la televiziuni cu tine? Deci a fost o senzație destul de intensă. Multe momente pe care nu mi le amintesc, sincer, că a fost așa ca un whirlwind. Dar printre cele mai importante lucruri a fost faptul că am avut șansa să creez o vizibilitate pentru munca mea, pentru toate tablourile, sculpturile, toate astea. Am avut expoziții care m-au dus prin o lume întreagă și am avut unde, șansa. Unde ai avut expoziții? Peste tot. Deci asta a fost una, cred că, dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi-a dat munca mea și etica mea și disciplina mea. Este oportunitatea asta să călătoresc toată lumea și de asta cred că cu atâta ușurință plec și mă duc și îmi place să explorez, să învăț de culturi noi și locuri noi. De atunci am fost și la universitate, am mers la UCLA pentru Fine Arts și Art History. Asta a fost pentru mine un vis super mare și ceva extraordinar de important. O universitate foarte importantă. Este. Și a fost important pentru mine că am fost prima familie să mă duc la universitate și am I graduated in 2008. Am încercat să mă duc și pentru un master's la Pepperdine, dar era prea mare conflict cu programul meu. La punctul ăla aveam
un interes foarte mare în ideea asta de social activism și cum poate arta funcționa ca un tool de a rezolva tensiuni, un tool for communication. Și n-am putut, din păcate, să mă țin să creez echilibrul ăsta, să-l găsesc între muncă și studii, deci m-am lăsat de experiența asta, cu toate că nu regret, mi-a căzut așa un picuț greu. Și apoi de acolo m-am ocupat foarte mult de viața mea personală, că din multe puncte de vedere n-am avut șansa asta să o fac ca o adolescentă, că eram atât de ocupată cu treaba. Și m-am măritat, am avut pe fetița mea Devi și pentru cam 2 ani, 3 ani aproape am luat o pauză destul de dedicată ei. Îi aparțin ei și numai ei la punctul ăsta și am stat cu ea acasă și m-am bucurat de timpul ăsta foarte mult, dar eu am sânge de artist și am avut nevoie să mă regăsesc și am avut nevoie să intru din nou în atelier și în ultimele câteva luni am intrat cu o intensitate foarte serioasă să produc niște serii de lucrări noi de care sunt super mândră și în același timp sunt niște proiecte pe care aș vrea foarte mult să le dezvolt aici în România și în Statele Unite. Ai vrea să dezvolți proiecte în România? Proiecte și inițiative care au de-a face cu amintind la lume valoarea artelor și cultura și să putem share și împărtăși valorilor care aparțin României, să amintim la lumea din România de asta și să amintim și să dovedim și la cei din restul lumii că există niște principii pe care nu cred că le găsești printre multe țări și oameni și culturi și asta mi se pare ceva care aparține României foarte mult și cel puțin ce au făcut, ce au muncit părinții mei atât de mult să-mi dea mie și ce încerc și eu în continuare să-i pas on lui Tevi. Avem aici o fotografie de când erai mică. Când vezi fotografii cu tine la momentul în care te descoperea lumea, ce îi spune cu mintea de acum fetiței de atunci? Da, abar nu am, nu știu. Pentru mine, perioada aia a fost o experiență atât de frumoasă, deci nu pot asocia absolut nimic ca negativ, doar poate că mă amintesc că aveam niște momente unde treceam printr-o oboseală exorbitantă, că ca copil eram totuși, ca și pentru un adult, cred că aveam o etică de muncă și o disciplină, nu știu, extraterestră, cred că nu știu de unde îmi venea, că și acum o am, dar atunci ca un copil eram foarte, mă puneam mintea la ceva și mă țineam de a nu mă lăsam până nu o terminam. Deci, când văd imagini și când trec down memory lane și mă amintesc, am numai amintiri frumoase, este nostalgic pentru mine, dar e foarte frumos că am fost în fiecare zi părinții mei s-au obligat să-mi dea opțiunea să aleg. Ești prea obosită, e prea intens, mai poți, nu mai poți. Și asta a fost extrem de important pentru mine, din cauza că întotdeauna am avut eu control asupra deciziile pe care le-am făcut din perspectiva a continua și să fac anumite sacrificii pe care alții poate spuneau că nu erau din voința mea, că eram legată de pânză și de pensioane să lucrez, dar eu, de fapt, eram atât de pasionată și n-aveam niciun alt interes decât asta. Am văzut imagini mai devreme de la emisiunea Oprah și poate ne uităm un pic la acele imagini fără sunet. Oprah este pur și simplu uluită și spune "You are amazing." Am văzut și o să dăm imagini în care la expoziția ta vine președintele Statelor Unite ale Americii, primul ministru al Marii Britanii Tony Blair, Elton John, David Letterman își cumpără lucrările tale, Andrew Agassi și mulți alții. Ce se întâmplă în mintea unui copil care primește atât de multă atenție și care înțelege că e vorba de talentul lui, de lucrurile pe care le poate face? Ce înțelege un copil de 10 ani din toată această nebunie? Eu nu am distins niciodată între un om celebru și un om care intra oricare într-o expoziție la o galerie cu poate care nu îți lăsa nicio impresie super profundă, dar n-am, de fapt nici ca un adult nu fac distingerea asta. Asta, again, I think este datorită părinților mei. Dar mai ales ca un copil, nu puteam să conștientez chestia asta și așa că nu mi se părea ceva, vezi, Doamne, de senzațional. Mie pur și simplu îmi plăcea să pot să
mă articulez ideile despre lucrări, de ce am pictat ceva, de ce nu am pictat ceva, să spun ce m-a inspirat, ce nu m-a inspirat, să stau de vorbă cu lumea, că clar că de vorbit îmi place. Și deci asta a fost pentru mine cel mai mișto lucru. Nu a fost, am avut câteva momente când puteam să creez niște asocieri într-un anumit celebru și poate o imagine pe care mă aminteam de ei dintr-un film sau dintr-o un cântăreț care mă amintesc când am făcut arta pentru de Grammy Awards cu mulți ani înainte și m-am dus la toate evenimentele care erau legate de Grammys și m-am întâlnit cu Gwen Stefani și eu la momentul ăsta era primul album pe care îl cumpărasem CD, disc și de No Doubt. Câți ani aveai când ai făcut asta pentru Grammy? Atunci cred că 12 ani. Wow. Și asta, momente din astea, da, mi le amintesc în sensul ăsta, dar în rest nu, pentru mine a fost pur și simplu și poate lumea nu crede, dar realitatea este că pentru mine a fost atât de important că am avut șansa să mă pot exprima, să fiu liberă și să nu țin cont impresiile și criticismul care veneau de la alții și să fie oameni alături de mine și lucrările mele. Asta mi s-a părut cel mai cool lucru din totdeauna. Și acum mi se pare cel mai mișto lucru. Deci eu când am o expoziție, pentru mine cel mai important lucru este să fie plină sala. Deci dacă se vinde e ok, nu e ok, pe mine nu mă interesează. Ideea că vine lumea, că le place sau nu le place, asta este, iarăși, nu e o prioritate pentru mine. E pur și simplu cam abilitatea să adun o audiență, să vină și sper să-i stimulez într-un fel pozitiv, negativ, le place, nu le place, dar au venit și au gândit și au privit într-un fel pe care n-ar fi privit și nu s-ar fi gândit decât dacă erau prezenți acolo. Și asta mi se pare cel mai mișto lucru. Cine te-a învățat cuvântul mișto? Cred că l-am prins de pe aici, de pe acolo, nu știu. Bun, hai să mergem puțin.